Politicianul și omul de afaceri Ilan Șor susține că Moldova Gaz acționează ca un complice al autorităților de la Chișinău și împiedică furnizarea de gaze către locuitorii din Găgăuzia, Taraclia și Orhei la tariful de 10 lei per metru cub. Acesta acuză conducerea Moldova Gaz că împreună cu autoritățile ignoră interesele cetățenilor. De la 1 decembrie, locuitorii UTA Găgăuzia, raionului Orhei și orașului Taraclia ar fi trebuit să primească gaz la tariful de 10 lei. În prezent, Moldova Gaz, la comanda directă a guvernului, împiedică aprovizionarea cu gaze. Există gaze, au început să fie semnate contractele. O parte semnificativă a fost deja expediată la Moldova Gaz. Oamenii cer schimbarea furnizorului, însă, din păcate, Moldova Gaz caută pretexte și se ocupă cu birocrația, invocând faptul că ceva a fost completat incorrect. Amintim că încă pe 31 octombrie, Bașcanul Găgăuziei Evgenie Aguțul a anunțat că locuitorii autonomiei vor putea primi gaz la un tarif de 10 lei pe metru cub, iar politicianul Ilan Șor a declarat că, potrivit acordurilor la care s-a ajuns, consumatorii din raionul Orhei și orașul Taraclia la fel vor putea primi gaze naturale cu 10 lei. Intențiile politicianului sunt însă blocate de autoritățile de la Chișinău, dar și de Moldova Gaz. După cum a explicat fostul ministru al economiei Octavian Calmâc, este vorba despre obstacole birocratice. Potrivit acestuia, compania Nord Gaz Furnizare, care ar trebui să livreze gaze la un preț avantajos, este un nou operator pe piața liberă. Prin urmare, aceasta ar trebui să semneze contracte de prestări servicii cu rețelele de distribuție ale Moldova Gaz. În acest caz, cu Găgăuz Gaz, Taraclia Gaz și Orhei Gaz. După aceasta, ar trebui să înceapă procedura de schimbare a furnizorului. Săglasnă zăconul, această procedură zanimaie do 20 dni. Conform legii, această procedură durează aproximativ 20 de zile. Bineînțeles, aceste companii care fac parte din grupul Moldova Gaz pot accelera acest proces, dar nu este favorabil pentru ele. În plus, există anumite bariere administrative care nu stimulează acest proces. Știu că această problemă a fost discutată atât la nivel de guvern, cât și la nivelul unor ministere și au pus orice obstacol pentru a împiedica punerea în aplicare. Între timp, ministrul energiei Victor Parlicov a declarat că nu crede în existența unei piețea gazelor la preț redus. Sunt de acord să ne vândă gaz cu 37 de dolari, foarte bine, duceți-vă la Energo.com, sunt procedurile pe care trebuie să le parcurgeți, nicio problemă. Numai că eu cred că nu există. Octavian Calmâc menționează și un alt motiv pentru care locuitorii din autonomia Găgăuză, Taraclia și Orhei nu pot obține gaz la un preț avantajos. Fostul ministru al economiei a amintit că în sezonul trecut de încălzire a fost achiziționată o cantitate record de gaze, și anume 600 de milioane de metri cubi la un preț ridicat, iar autoritățile trebuie să o vândă. Cea mai mare cenă a fost 1800 dolari за 1000 кубов. Cel mai mare preț a fost de 1800 de dolari pe 1000 de metri cubi, în condițiile în care consumul nostru a ajuns la 100 de milioane de metri cubi pe lună. Deci au cumpărat de două ori mai mult decât consumul nostru intern pentru perioadele de iarnă și decât limita pentru rezerva de stat, care a fost stabilită de guvern. Iar anul trecut această rezervă a fost de 22,8 milioane de metri cubi, iar noi avem 600 de milioane. De ce s-a făcut acest lucru? Cine a luat această decizie? Rămâne secret. Calmâc a mai amintit că în Moldova există 25 de companii care au licență de import și transport al gazelor. Prin urmare, nu este nimic surprinzător în faptul că o companie privată intenționează să furnizeze gaze consumatorilor.